Despărțirile, din păcate, sunt inevitabile și dor, mai ales dacă ai fost investit emoțional. Ai nevoie de timp ca să te recuperezi complet, dar există anumite lucruri, mai exact 5, despre care vom vorbi în videoclipul de astăzi, ca să accelerezi acest proces și să uiți de fosta sau fostul. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să uiți de fostul sau de fosta este să-ți reamintești de defectele ei sau lui. Oprește-te din a te gândi la momentele frumoase petrecute cu fostul partener și gândește-te la momentele în care te făcea să te simți nasol rău de tot, când te enerva la maxim, și pune-te în acea ipostază. Asta te va ajuta să balancezi sentimentul de tristețe cu cel al unui nou început, faptul că ți-e mai bine fără el. În psihologie există o idee care spune că sentimentul de furie te ajută să treci mai ușor prin momentele grele decât sentimentul de tristețe sau de remușcare. Așa că încearcă să retrăiești momentele în care te simțeai foarte furios pe fostul sau fosta ta și o să vezi că o să te simți mult mai bine. Al doilea lucru pe care poți să-l faci ca să uiți mai repede de fostul sau fosta este să ieși cu prietenii. În această perioadă în care te simți la pământ, trebuie să socializezi și să vorbești cu părinții sau prietenii ca să vezi și o perspectivă obiectivă. Sunt sigur că acum îți trec tot felul de gânduri în cap și te gândești la ce ai fi putut face mai bine ca să nu se întâmple această despărțire, doar că trebuie să lași trecutul în trecut și să te focusezi pe viitor. Și pentru a lăsa toate aceste gânduri negative în trecut, trebuie să primești încurajări de la părinți sau de la prieteni. Mai mult de atât, încearcă să înveți din experiența lor, întreabă ei cum au trecut peste o anumită despărțire și cum au făcut să se simtă mai bine. Cel mai probabil acum te simți singur și crezi că nimeni nu te înțelege, dar dacă vorbești și îți exprimi gândurile, vei afla că experiența lor este destul de similară cu a ta. Ai nevoie de o mână de ajutor în această perioadă, așa că nu-ți fie frică să o ceri. Al treilea lucru pe care poți să-l faci ca să uiți mai repede de fosta sau fostul este să lucrezi la tine. Înlocuiește perioada din zi pe care o petreceai de obicei cu fostul partener, făcând ceva productiv și care să te facă o persoană mai valoroasă. Privește partea plină a paharului. Acum poți încerca lucruri noi sau pe care le-ai amânat până acum pentru că ai mai mult timp pentru tine. Poți începe să mergi la sală, poți începe un nou hobby, poți merge într-un loc pe care voiai să-l vizitezi de mult, doar că nu puteai pentru că, vezi, Doamne, nu-i plăcea iubitei acolo. Există și părți bune după despărțire. O poți privi ca pe un nou început. Acum e timpul cel mai bun ca să fii focusat pe tine. Al patrulea lucru pe care poți să-l faci ca să uiți mai repede de fostul partener este să vorbești cu alte fete sau băieți. Probabil credeai că fosta este cea mai frumoasă fată din lume, mai ales dacă era prima relație, doar că șansele sunt să nu fie așa. Vei mai întâlni pe parcursul aventurii tale amoroase fete sau, în caz că ești fată, băieți care sunt la fel de buni sau chiar mai buni. E foarte important să nu rămâi blocat și să acorzi șanse unei noi relații, dar atenție, nu intra în alta până când nu ești complet vindecat, pentru că dacă o să cauți consolare de la noul partener sau atunci când ieși cu el te gândești tot la fostul sau fosta, tot ceea ce faci este să-l rănești și pe el, dar și pe tine. Și în final, al cincelea lucru pe care poți să-l faci ca să treci peste o despărțire este să-ți reamintești că ești încă tânăr. Nu este ultima ta despărțire și nici nu ești primul sau ultimul om care trece prin asta. Relațiile din timpul adolescenței sunt sortite eșecului. Rare sunt cazurile în care cei doi vor rămâne împreună până la finalul vieții. Scopul lor adevărat este să adune experiență pentru atunci când chiar contează. Cu cât vei avea mai multe despărțiri, cu atât îți va fi mai ușor să treci peste ele, dar deocamdată focusează-te pe tine și ține minte că este doar o durere temporară și vei trece peste. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edidvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, nu uita să dai follow și la Sticker, este pagina mea de Instagram, de unde poți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei. Livrarea este gratuită dacă comanzi peste 30 de stickere, ai linkul în descriere. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu! Pa, pa!